Cu privire la incidentul pe care colegii mei de la Observatorul Prahovean l-au relatat în cursul zilei de ieri, legat de priveghiul care a fost la acest sfârșit de săptămână în Ploiești, ce ne puteți spune? Ce măsuri au fost luate? În toată această perioadă, urmarea semnalărilor atât a cetățenilor cât și a persoanelor din zona respectivă, am direcționat periodic patrule de ordine siguranță publică, inclusiv de la colegii noștri de la structurile de jandarmerie. Din păcate, organizatorii acestui eveniment, deși în toată perioada au aplicat 7 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 20.000 de lei, atât organizatorului cât și persoanelor care ofereau muzica sau care emiteau acea muzică la un volum ridicat. Când colegii noștri erau la fața locului, întrerupeau muzica, după ce, că nu putem să stăm să păzim fiecare gospodărie, când plecam, reveneau la aceleași activități. La un moment dat am dispus ca forțele să nu mai plece de acolo, ca să poată să odihnească lumea în condiții bune, și am aplicat sancțiuni. Au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 20.000 de lei. În fiecare zi, atât cu organizatorului, cât și celor care emiteau muzica respectivă. Din păcate, instrumentele care le foloseau nu erau folosite în spațiu public să putem dispune măsura confiscărilor, ci erau în interiorul unei locuințe, ori pătrunderea în locuință trebuie făcută conform prevederilor legale, cu autorizare și baza unui dosar penal constituit. Ne pare rău pentru disconfortul creat acolo. Am încercat să luăm toate măsurile legale pe care le-am avut, să aplanăm inclusiv starea de neliniște a celor participanți. Până la urmă erau un priveghi la un eveniment nefericit. Au fost și alt fel de reclamații cu privire la acel eveniment, lăsându-le la o parte pe cele cu privire la deranjarea ordinii și liniște publice? Nu, nu, deci nu au fost înregistrate, deci, și alte incidente? Nu avem alte incidente sesizate și nici înregistrate sau constatate de colegii noștri, decât volumul ridicat al acelor instrumente muzicale. Mulțumesc!